Звезда принципала. А кто вам нужен? Кто именно? Как имя? Не знаю, кого. Кто? Кого, кого пригласили? Фамилия Маноль. Ага. Да. Екатерина Шимонова. Я. Да. Ну, интелечка, да? Да. Bine. Cred că vă dați seama la cine vine surpriza până la urmă. Наверное, только от нашего папы. Da? Da? Este foarte corect. Din partea soțului, da, și din partea tăticului. Aveți un sincer la mulți ani și evident cu păreri de rău că nu pot să fie alături de dumneavoastră. Însă ne-a transmis că nu a uitat și nu a putut să treagă, da? Pur și simplu cu vedere peste această zi. Așa că o să-mi permit să vă ofer acest buchet de flori. Așa însățit cu un mare te iubesc, da? Și mulțumiri pentru îngerașul care îl țineți în brață. Da, vă rog frumos. Așa, avem ce... Подождите. A, bucuria mare. Așa. Așa, avem păpușica aici. Haideți să o punem... Așa. Ia uite. Asta cred că e mai interesantă, nu? Da? Ia, Ana ta. Bine, păpușica o să punem aici în tot. Uitați-vă că o să vă las pe dumneavoastră. Neapărat să-i spuneți câteva cuvinte soțului. Sănătate! Câteva cuvinte soțului? Da, neapărat. Ce spune? Îl iubim tare, tare. Și îl așteptăm cu mare dor acasă. Sănătos. Să-l păzească Dumnezeu. Și... Nu știu, emoții mari. Îl iubim foarte mult. Просто неожиданно это всё. Емоцили, как сказал, вкус модул. Да, очень сильно любим и ждём вообще с нетерпением, чтобы он побыстрее вернулся домой. Как говорится, здоровым. Все детки его любят и ждут, и я в том числе. Очень скучаю. Наша. Revedere grabnică vă dorim și noi, da? Ca să fie soțul acasă, tăticul, să fiți împreună, să mai sărbătoriți odată această sărbătoare frumoasă. Venim și noi cu sincere felicitări, da? Micuța să crească mare și să aducă bucurii părinților. Așa? Da. La mulți ani! Mulțumesc!